consilierii de Boloca lipsește motivat, am rugămintea să faceți o propunere pentru președinte de ședință. Domnul consilier de Curcudeu. Să vă propun unii capitoli de ședință cu domnul Ionat. Ne sunt date propuneri? Cine este pentru? Unanimitate, mulțumesc. Statutar, o să propun la vot ordinea de zi. Proiect de hotărâre privind modificarea anexei la hotărârea numărul 132 din 25.07.2017 a Consiliului Local al Municipiului Roma, privind aprobarea documentației tehnico-economice, faza DALI și a indicatorilor tehnico-economice a proiectului și a cheltuielilor ce vor fi efectuate în cadrul proiectului, creșterea eficienței energetice în clădirile rezidențiale din Municipiul Roma, componenta 8, blocul 32, stala Anton Pan. Supun la vot ordinea de zi. Cine este pentru? Împotrivă? Abține? Unanimitate. Am să dau spre avizul comisiilor pentru aprobare. Comisia de Buget Finanțe. Aviz favorabil. Avem secretarul comisiei care a fost astăzi la... Mulțumesc. Comisia Juridică. Aviz favorabil. Mulțumesc. Dacă sunt discuții... Dacă nu supun la vot proiectul de hotărâre, cine este pentru? Împotrivă? Abține? În unanimitate. Vă mulțumesc. Dar eu vă mulțumesc că ați răspuns favorabil la această convocare a ședinței de îndată. Este vorba de o, sperăm, ultima actualizare a acestor date care ne-au fost solicitate din partea Agenției de Dezvoltare Regională Nord-Est pentru fază premergătoare semnării contractului de finanțare pentru acest imobil. Ședința ordinară va avea loc miercurea viitoare, 30 august, ora 12, dacă e ok pentru dumneavoastră, să o putem și ca să știți. Da, da. Da? E regulă. Deci va fi ora 12 săptămâna viitoare, miercuri. O zi bună! Vă mulțumesc!